Haos pe calea ferată din România. Un cablu electric care s-a rupt în noaptea trecută a paralizat complet traficul în zona Olteniei. Astfel, mai multe trenuri au rămas blocate între Severin și Orșova, oamenii așteptând fără răspuns de ore întregi pe peroane sau în vagoane. Conform Observator News, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță că traficul feroviar între Vârcerova și Guravăi în județul Carea Severin este întrerupt după ce un tren privat de marfă a rupt în cursul nopții linia de contact între stâlpii 93 și 97. Nemulțumiți călătorii spun că nimeni nu îi anunță cu privire la situație, dar mai ales la cât timp mai au de așteptat până se vor pune din nou în mișcare. De 7 ore nimeni nu a dat nicio explicație, este o ignoranță totală, o bătaie de joc, pur și simplu fără cuvinte. Specialiștii CFR din Craiova și Timișoara au intervenit pe parcursul nopții la sistemul de alimentare cu energie electrică. Potrivit CFR, s-a reușit repunerea sub tensiunea liniei de contact între stațiile Orșova-Vârcerova, însă pe distanța Vârcerova-Guravăi, linia de contact era ruptă de la stâlpul 93 până la stâlpul 97, deranjament provocat de un tren privat de marfă rămas defect în linie curentă cu pantograful îndoit. Ca urmare a intervenției din cursul nopții, 4 trenuri de călători au fost oprite în stații. Între Vârcerova și Guravăi, circulația trenurilor de călători nu poate fi luată în condiții normale de trafic, fiind necesară dublarea garniturilor cu o locomotivă diesel. Circulația se va relua după ce va fi evacuat trenul privat de marfă, relatează Digi24.ro.